La știrile Bucovina TV, alături de noi se află jurnalistul Mihai Chira. Hristos a înviat. Adevărat, mai citit că sunt creștin ortodox. Te-am citit, da. Mai citit. Din CV mai citit. Din CV, zis, da. Doamne ajută. Fie Doamne ajută, am zis frumos, Doamne ajută. Da, creștinii ortodoxi au avut parte și în acest an, pentru al 14-lea an, de Lumina Sfântă de la Ierusalim. La aeroportul Salcea au fost președintele Consiliului Județean, primarul municipiului, prefectul... Preoți, bineînțeles, domnul Barbă, vicepreședinte de Consiliul Județean, preoți și preoți ucraineni și preoți... Lume bună, doamna Irina Vasilciuc, administratorul public al județului Suceava, tansion, gheare. Am fost acolo, Oana, deși îi spun pe toți că am dat mâna. Da, frumos momentul. Ce Mihai Chira. Eu la urmă, știi, era o vorbă faină, nu mai știu în ce piesă de teatru și restul, Mihai Chira și restul, știi? Foarte fain momentul, vreau să spun foarte fain momentul. Un lucru, mai multe lucruri m-au frapat, dar primul lucru care m-a frapat când am ajuns la aeroportul Suceava, nu mai sau ce Suceava, da? Am făcut cu ochiul drept ca să înțeleagă. Când am ajuns la aeroportul Suceava am văzut că era plin de mașini și nu neapărat mașinile preoților care vin să ia lumină, pentru care le vezi de la distanță, sunt de anumit calibru, de anumită intensitate vizuală. Sunt răutăcios acum, dar erau foarte mulți care plecau la Torino și Milano cu cursele de Barcelona, Dublin și celelalte care s-au de... Era agitație pe aeroport, Oana, asta încerc să spun, adică chiar se pleca. Se vedea și am văzut că vine cursa, știi că vine cât un Boeing din ăla... Adică în sfârșit ți-a arătat aeroport, nu? Da, sau... da, da, 737, zic, bă, dar e sâmbătă. Dar n-ai mai fost de mult, cred, pe acolo. Ba da. Că ai văzut că... mașinile lăsate... Da, de ale ucrainenilor rămase acolo în parcare. L-am întrebat pe șeful, pe comandantul aeroportului, pe domnul Ion Măriuța, ce se întâmplă, zic, bă, dar oamenii ăștia unde se duc? Mă gândeam, zic, bă, dar uite, bă, românul nostru, mă, deci turci în loc să... Ce nu, stai să vezi, că deși e ora 8 la noi, acelea ei se duc încolo și acolo ajung cu o oră și ceva, două ore mai târziu, deci numai bine prind și prind... Super mai devreme. Tare. Da, mai devreme, da, că mergeau după soare, nu mergeau înaintea soarelui, în fața lui. E, și bă, bravo, deci... Mirosea aeroport, asta încerc să zic, aeroport serios, nu orice fel de aeroport, în sâmbăta de înviere tu să fii pe aeroport. A fost și un moment de naștere, știi, când ți se face pielea găină, zic, bă, dar să trebuie să te duci acolo, cumva, știi, cumva te gândești, oare de invidiat acei oameni sau nu? Nu i-am invidiat, dar să revenim la Lumina Sfântă, a venit exact cum s-a anunțat, la ora de, a venit frumos, un ceremonial foarte interesant. Da, a fost domnul Flutur, era domnul Lungu, era domnul Barbă, era doamna Irina Vasilciuc. Ce înseamnă ceremonial interesant? Nu se intră oricum pe pistă. Pe pistă se intre foarte rar, Oana. Și s-a dat voie presie și delegații oficiale formată din excelența sa... și am să greșesc aici că îl știu doar pe arhipiscopul Sucevei. Firesc oarecum în astfel de momente, Damaschim, nu? Damaschim Dorneanu era acolo. Are o denumire, să mă ierte dacă nu știu, am să o învăț, te promit data viitoare, știu. Damaschim Dorneanu era în fruntea preoților, nu intră pe pistă oricine, nu intră oricând. S-a dat voie pentru o scurtă perioadă de timp. Avionul care a venit, o cursă specială care a venit la Suceava și a dus un avion de mici dimensiuni care a dus Lumina Sfântă, a aterizat mai aproape cumva. Deci sau a fost reguli speciale pentru acest moment special, de acolo cu toată delegația, n-ai voie să-i vii din avion cu flacără, că e interzis, adică nu prea, sunt niște reguli foarte, foarte importante care trebuie respectate, s-a coborât. Ăla a fost momentul cel mai frumos, când se ia lumina atunci când se coboare, după care Damaschim Dorneanu, episcopicar, sper să nu greșesc, am mers către mulțimea de preoți care așteptau după barieră în parcarea aeroportului și ăla a fost iarăși un moment extrem de frumos, se cântă acolo, e un ritual care n-are cum să te lase indiferent, de orice fel de religie ai fi. A fost o mică, un mic Ierusalim a fost pe, știi, când la Mormântul Sfânt, când se ia lumină și a fost pe aeroportul Suceava, acolo imediat după bariera, după gardul principal. A fost ceva, e ceva spectaculos, nu e prima dată când merg, nu va fi nici ultima oară când merg, sper să mă țină bunuțul în viață, să mă duc încă de vreo 30 de ani, ca să fiu bafir, să pot merge acolo și cred că de fiecare dată mi se va face pielea găină pentru că da, e altceva. Da, e un moment special și...
Ce a fost special anul ăsta și vreau neapărat să menționez, l-am văzut pe Gheorghe Flutur discutând cu cei din Vama Siret-Promnoe, preoții din Ucraina, au fost foarte mulți preoți din Ucraina, foarte emoționați oamenii, s-a vorbit doar de pace, nu s-a mai zis nimic, pace, ăsta era cuvântul, bă, de-ar fi pace, cât de restul îl duce noi. Și a discutat președinte Gheorghe Flutur cu cei din cu guvernatorul regiunii, să aibă preoții un culoar verde, să nu trebuiască să stea la graniță, și că știi că să cam întârzia zilele acestea, foarte mulți veneau, foarte mulți ieșeau, ca așa e la noi, totdeauna, niciodată nu merge vama cum trebuie, ca așa e la noi. Până vom fi toți în Schengen, până ne-om lămuri. Și nu neapărat la Siret. Uite-te la Petea ce a fost. Uite-te la Arad. Era sute de minute. Sute de minute ca să proceseze ai noștri. Nici nu mai are importanță. Da, a fost un moment frumos, mi-a plăcut și cred că ăsta e, știu cum să zic eu, momentul ăla când te gândești dincolo de ce bagi aici, ce bagi aici, știi? Pe ce dai. Cred că e momentul ăla când îți dai seama că sunt atât de puține lucruri care contează. Unul dintre ele este înțelegerea dintre oameni. Pe ăsta, restul, cred că le putem da, face. Cred că ar trebui să conștientizăm mai des aceste momente, nu doar atunci când sunt sărbători sau când... O dată pe an și după aia, hai, rupem mâța în două și malul în patru. Complicat, a fost un moment delicat, îi vedeam pe preoții. Deci se vorbea de război. Că când îți vine lumina sfântă, din păcate acum 2 ani nu am avut acces în biserici, n-am avut voie de Paște. Mai ții minte cum a fost, Ana? Da, țin minte că am stat pe balcon și am ascultat slujba. Anul trecut lumea a mers. 2 ani am înnebunit cu pandemia, acum înnebunim cu Putin. Vine hepatita din spate. Alta. Da, alta. Deci nu, băi... Pe bune. Deci ai senzația că nu se mai termină. Cât, fac băieți așa, știi? Bifat. Cu pandemia cât am? 2 ani. A mers 2 ani, nu? Hai, bun, Doamne ajută. Cu războiul cât e? 2 luni? Hai că mai mergem cu luni. Nu s-au plictisit românii și românii. Nu s-au plictisit... 61 de zile de da. Război sau cât? Hai că după... Hai să vezi când dată o lămurești și cu războiul. După care zic, hai, hepatită. Ce e hepatit? Păi A, B, C, D... E, că așa, sunt 5 tulpini de virusul hepatite. Da, da, e o formă care... E o formă care nu știi de unde vine, de unde apare. Cum se ia, cum... Voi la ce lucrați în laboratoare? Că mai stăniți, dar eu nu vreau să vorbesc. Mă, dar ce lucrează, mă, mintea? Bă, voi la ce lucrați? Bă, bune. Bă, loc să ne faceți să ne fie viața mai ușoară. O să ajungem să ne temem de orice. Să stăm de vorbă cu mama, cu tata, cu fratele, cu nevasta, cu soțul. Bă, bune da, nu, aici voiam să facem un cabinet să de testare acasă. De fapt, ar trebui să ne gândim mai des la lucrurile care sunt cu adevărat importante în existența noastră și... Ne fac oamenii ăștia, cei care ne conduc, că tare am sentimentul cu bunuțul ăsta al hățului ca în libere și nu le strânge cum trebuie. Fac să... Fiecare, bă, nu există an lăsat de la bunuțul ca să nu avem câte... M-am avut 2-3 ani de pandemie îndată, da? Încă nu e gata. Acum da. O dăm cu hepatita, bă, numai amenințări, dar nu amenințări de genul... Amenințări din alea, băieți, s-a terminat cu rasa umană. De parcă scopul nostru este, bă, hai să vedem, s-a cam terminat cu planeta asta, hai să încercăm pe următoare. Știi, mergem pe Marte, că și așa Elona nostru, verișorul nostru Elon, îl știi, nu? Da, din, da, da, da. Acolo, din cum? America? Cum? Cu Musk, Elon cu Musk. Vrea să ne ducă pe Marte și, bă, hai să o colonizăm pe aia, că asta s-a cam terminat, aici nu mai e de trăit pe planeta asta. Pe bune dacă nu, pe bune dacă nu. Hai să revenim la planeta asta și la momentul de sâmbătă, unde chiar ai spus că da, cine a fost acolo și nu numai acolo, dar toți credincioșii care au fost la biserică. Primarul, te l-am văzut, de exemplu, pe primarul Sucevei, domnul Ion Lungu, a făcut parte din delegația oficială care a avut dreptul să intre pe pistă, l-am văzut pe primarul Demitoco Dragominei, pe domnul Reziuc, cred că mai văzut un primar, dar, na, întuneric, înghesuială, foarte multă lume vine cu preotul din parohia respectivă, vine să aducă lumina sfântă. E o chestie care nu se întâmplă în fiecare. Da, și frumos momentul, foarte multă lume, ca în fiecare an, de altfel, la mănăstirea Sfântului Ioan, la mănăstirea Probota, am văzut foarte multă lume. Mulți oamenii au nevoie să iasă, au avut nevoie oamenii, peste tot a fost, peste tot. Și mă uitam la... ce s-a întâmplat după înviere, știi că toată lumea se duce la cimitir, o chestie care să mă... O te voi surprinde, dar vreau să zic. Plăcut mă vei surprinde, nu știu, hai să se decizi tu, mă duc în cimitir. Ca de obicei, știi cum e, balamucul de pe lume, toți fac stânga la cimitir, toți fac dreapta la... E balamuc, da. Până multă poliție locală. Da. Foarte multă poliție locală,
Ordine. Românul e român, suceveanul nu face diferența acolo. Au parcat, că știi cum e, românul trebuie să o parcheze el mai cu fundul în stat. Bă, dar se putea circula. Atenție, se putea circula. Spre deosebire de anul trecut, de exemplu, când s-a terminat povestea. Mă, dar foarte multă poliție locală și foarte atentă și intervenea. Asta, eu știi, repede, pac, telefon, să filmez, să... Bă, ne... În trafic, da. Și la biserici, da, jandarmi, cred că la fiecare biserică. Și vreau să mai spun alt lucru. Pentru prima dată, după foarte mulți zeci de ani de când merg eu la Suceava în cimitir, am văzut cimitirul luminat pe alei. Și am zis, what? E bun. What? Ce s-a făcut, mă, băi? Adică lumina, lumina de alei, de felinare, nu? De felinare, de la, nu de la lumânărilor. Când ceilalți ani dădeai pe telefon, și da, îi băgai în ochi. Ea, Hristos, am cine? A, asta e al lui Cocoș, nu? Da, ăsta română. Nu, deci era lumină. Am zis, mă, dar ați descoperit lumina. Nu, uite o treabă bună. Ei, ce încet, jos pălăria. Da. Și știi, treabă bună, uite, și cu trenul Cluj-Suceava. Ce frumos arată? L-au desfințat? Frumos, nu? Arată frumos, chiar în interior. Adică, până mai circulă puțin populația, chiar arată european. Deci m-a impresionat frumos învierea și cu așa, de sâmbătă seara până sâmbătă, până duminică dimineața l-a sfințit. Chiar am fost, am avut parte de surprize frumoase. Am zis, bă, what? Uite, vezi, deci se poate. Încet, se încet, poate. Dar cam încet. Cam încet. Ca să văd și partea goală a palii, cam încet. Cam, bă, dar, păi, cam încet, cimitir, da. Până la urmă, știi că Broasca Țestoasa a câștigat, da? În competiția cu iepurele. Da, dar iepurele știi de câte ori trecut pe linia de sosire, săracul chiar era sătul de câte ori. Nu mai contează. Da, îi felicit pe cei de la administrația cimitirilor sau administrația publică, nu știu cine acolo, care a fost, dar, bă, frumos. În sfârșit am văzut, bă, mulțumesc. Da, îți mulțumesc pentru prezență. Te aștept mâine la știrile Bucovina TV, fix aici, în același loc. Ne vedem la aceeași oră.